Bună ziua, doamnelor și domnilor! Caniculă, vară, aglomerație, vacanță. Și peste toate acestea încercăm să decupăm pentru dumneavoastră știri și evenimente locale adunate într-o retrospectivă săptămânală. Începem emisiunea noastră de astăzi cu Bucovina Motor Club, despre care ați mai auzit în emisiunea de data trecută. Astăzi, doar o secvență din spectacolul ce a avut loc în centrul orașului.
ceva despre tine. De ce crezi că ai fi bun în rolul eroului? Place să merg tare. Fetele mă adoră. A, da? Machiajul. Ok, acum joacă. Vreau emoție. Hai, acțiune. Maică ta plânge, taică tu urlă de durere. Așa, mai multă expresie. Excelent, te-am luat. Așa, după cum ați aflat deja din emisiunea de data trecută, pe râul Siret, mai exact la acumularea de la Rogojești, s-a desfășurat concursul de pescuit dotat cu cupa Mira, ediția 1. Pește s-a prins, minciuni s-au spus și am fost și noi pentru dumneavoastră acolo la festivitatea de premiere. Mă bucur să văd atâta lume în jurul nostru. Este prima ediție organizată la care Primăria Orașului Siret a participat atât cu fonduri cât și logistic și sperăm ca și la zilele orașului să organizăm o competiție în sensul acesta. Mulțumim, aplaudați! Mulțumim că n-a fost alterat de... Sunt spate la o... Domnul primar, domnul este organizare domnul Fedeu Gnelu. Uite la geam! Bine la sponsor și organizare. Tata aici nostru, acum, lasă-mi pe... Locul 4. Locul 4, Sireteanu. Plus Roman. Locul 4. Echipa de poliție de la Rădăuți. Felicitări. Nu prin numai hoți, prin șapești. Locul 4. În afară de diplomă, vede domnul Onciuș. Felicitări. Domnilor, aveți o pereche de cizmi, nu știu cum o să o împărțiți. Una la unul, unul la altul. Cizmi la altul. Uite și bețe, dacă ați fie atent la. Vă împărțiți voi între voi acolo. Felicitări. Momeala a fost. Da. Hai de la cuvântul. Da. Mulțumim, da. De la poliția Rădăuți, amândoi, felicitări. Da. Mulțumim pentru organizare. Locul 3, 3,50 kg. Și pe la domnul Onciu. Locul 2, rog, să împartă asta. Să rămână. Poliția de frontieră. Mulțumim frumos. Locul 2, Robu plus Bahnean, poliția de frontieră Sinei. Felicitări. Și ultimul loc, și-o scos banii, băieții, și-o scos banii, gata, corect. Deci la locul 2 luați-vă și cupa de aici. Și locul 3. Și locul 3 luați-vă cupa de acolo, așa. Vezi, nu scutura să nu cadă ce ai înăuntru. Puneți prăjituri, pești, alea, ce vreți. Felicitări, poliția Siret. Asta-i! Domnul primar, dați-le cupa dumneavoastră. Dădeași pentru insistență. Felicitări, băieți. Dați-le cupa, domnul primar. Eu merită, băieții. Nu-i cunosc pe domnii, dar gata, acum ai tu. Fărești, bravo. Deci dați-ne locul întâi. Premiul de locul întâi. Vedeți cum împărțâți astea, Costică. Ăștia sunt campionii la prima ediție. Tot așa trebuie să dați o cizmă el. Vreau să vreau să lase el. O poză, mai luați, mai ia de acolo. Gata, gata, gata. Să vă bucurați de ele, să le-i dăm. Așa, băieții. Acum, se ne plinim se plinim. La set asta e din trei bucăți, vedeți cum vă împărțiți. Mijlocul. Mai ținut pentru viitor. Așa. Și cea mai mare captură. Din pentru cea mai mare captură, domnul Costică Rotar. Cu un grab de un kilogram. Felicitări. Deci echipa întâi o prins în total 11,100 kg. Băi, băi. Felicitări. 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 Valul de inundații ce a lovit zona Bucovinei a trecut lăsând în urmă necazuri și pagube materiale. Reprezentanții Consiliului Județean Suceava derulează acțiuni de ajutorare a sinistraților. Am însoțit pentru dumneavoastră în această săptămână un convoi de ajutoare sosit tocmai de la Alba Iulia. Pentru comuna Straja am adus 6 camioane care conține
17 palezi de cărămidă, 16 tone de grâu, făină, orez, 20 de paturi metalice, după 13 paleți de bolțar pentru fundații, 25 de metri cub lemn, material de construcții, 20 de paleți încă bolțar pentru zidirie și celălalt camion cu mobilier, aparatură casnică. Pe lângă aceste materiale de construcții, am reușit să adunăm și niște sume de bani de la locuitorii municipiului Alba și a județului Alba. 100 de milioane s-au adunat din Alba Iulia, 150 de milioane din județ. Repet, acești sunt bani care s-au adunat de la oameni prin fondul social. Primăria Alba Iulia vrea să doneze din fondul de rezervă peste 500 de milioane bugetului Consiliului Județean Suceava, iar Consiliul Județean Alba va dona 1 miliard. Sperăm că nu se va termina acest lucru. În continuare adunăm din județ tot ce putem de la locuitorii noștri. Am trecut și noi de 3 ori prin aceste lucruri și știm că nu este ușor să revii. Ce putem vom face și ținem legătura cu acești oameni. Discutam cu domnul primar și cu domnul inspector general. Am văzut zona, am fost o singură dată în Suceava cu câțiva ani. N-am văzut zona, este o zonă deosebită. Mă bucur că sunt aici oameni serioși și oameni gospodari. Eu țin să-i mulțumesc foarte mult domnului Paul Voicu pentru ajutorul care ne l-a dat. Astăzi a venit cu 11 tiruri cu diverse mărfuri în zona Rădăuți. 3 tiruri au fost duse de către dumnealui în zona Câmpul Lung. Aici, în straja unde suntem în acest moment, vom descărca 6 tiruri. Toate sunt cu materiale de construcție și cu cereale. Și îi mulțumesc încă o dată pentru acest gest. În același timp, trebuie să îi mulțumesc în mod deosebit domnului viceprimar, pentru că a ajutat un cadru didactic de-a nostru din Brodina, căruia i-a fost distrusă în totalitate casa, ajutorul fiind de 100 de milioane de lei. Preotul și gospodarii din Vicov, care lucrau la temelia unei viitoare biserici, au avut bucuria ca pentru câteva momente să poposească în mijlocul lor președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutu. Da, suntem la Vicovul de Sus, unde sunt bucuros să particip alături de preotul paroc Mihălescu la turnarea fundației pentru o biserică ortodoxă într-o localitate cu mulți creștini, cu mulți ortodoxi. Asta este, de fapt, a 5-a biserică ortodoxă în Vicovul de Sus. Mă bucur că am putut și eu să particip aici cu o lopată de mortar și cu o mână de lucru. Sunt impresionat că foarte multă lume s-a adunat aici ca să ajute. Bucovinenii sunt buni creștini și nu putem decât să încurajăm pe cei care doresc să construiască o biserică. Este un lucru care înseamnă să lași umbră pe pământ și mai mult de atât este o obligație pe care cine și-o poate duce la bun sfârșit este poate cel mai bun creștin. Felicitări pentru gospodarii de aici din Vicov și dacă părintele paroc ne poate spune câteva lucruri. În primul rând țin să mulțumesc domnului președinte pentru că iată de la început simțim un ajutor, simțim un sprijin, sperăm să reușim cu ajutorul bunului Dumnezeu să o ridicăm în timpul cel mai scurt. Sperăm să fim și ajutați, sigur că e nevoie de mult ajutor, e o investiție mare, dar avem nădejdea că, așa cum știm că și în fruntea județului sunt buni creștini și ne vom da cu toții mâna și vom face o treabă foarte bună și serioasă în același timp și cu folos pentru creștinii de aici din Vicovul de Sus. În primăria Rădăuți, săptămâna a debutat cu evenimente demne mai degrabă de circ decât de administrația locală. Viceprimarul Costel Galan găsește în biroul primarului absent din localitate un cetățean care nu este angajatul primăriei și nu posedă niciun contract în derulare cu administrația locală. Vasile Vlașin se prezintă drept consilierul personal al domnului Olărean, dar presa descoperă ulterior că în spatele acestui nume se ascunde un recidivist cu numeroase capete de acuzare și cu o moralitate dubioasă. Între dorința vicelui Costel Galan de a-l scoate afară din primărie și ambițiile consilierului nevalidat de Baia Mare de a rămâne, gardianul și secretara devin martori, iar polițiștii culeg declarații. Sunt în Rădăuți la invitația primarului Aurel Olăreanu. Poftim? Și doresc să
sau dânsul dorește ca din experiența pe care am acumulat în administrația centrală și în administrația locală să îi împărtășesc și dânsului și să-l ajutoare cum să eficientizeze activitatea în administrația locală de la Rădăuț. Dimineața, în momentul în care am intrat aici, l-am salutat, chiar am folosit formula completă, bună dimineața, domnule viceprimar, mi-a răspuns la salut, iar după 20 de minute s-a dezlănțuit asupra mea. M-am prezentat la medicul legist, mi-a fost eliberat un certificat medico-legal. Mă voi prezenta în următoarele zile din nou, că probabil va trebui prelungit acest certificat. E chiar atât de grav? E grav. Acum, e jenant pentru un bărbat serios, repet, la 1,90 m și 90 de kg, să mă dezbrac să vă arăt vânătăile de pe braț, pentru că n-am avut vânătăi în viața mea, nici atunci când eram copil mic și cădeam cu bicicleta, că sunt așa destul de rezistent la carne, cum e expresia. Dar e neplăcut. În schimb, dacă puteți să vizualizați, cred că nu e un mod civilizat de abordare a unei persoane care intră în primărie. După versiunea domnului, despre care puteți afla mai multe de pe ziarul electronic Cancan Rădăuțean, urmăriți versiunea vicelui Costel Galan din conferința de presă. Aș începe în primul rând cu începutul din săptămâna trecută. Deci un incident care a apărut mediatizat, un incident care practic a fost mai mult o scenare teatrală din partea unei persoane necunoscute din Rădăuț, o persoană probabil chemată de domnul primar pentru a scorti, mai bine zis, sau de a-i face imagine negativă personalului din primărie, inclusiv a mea, și cine știe ce mai pune la cale, dar din cele relatate de cei care au fost de aproape, reiese că totul a fost un scenariu. Nu am putut să-mi exprim punctul de vedere la televiziunea Rădăuț, pentru că dintr-un interviu luat, și așa după cum știți, stimați rădăuțeni, au apărut pe posturile locale, foarte puțin imaginea mea, în schimb nu m-am putut exprima că după sau în timpul imaginei mele, vorbele erau ale altor persoane, deci nu am putut să-mi exprim punctul de vedere, deci se poate reieși din imaginea respectivă că numai partea cealaltă, deci acel intrus în primăria Rădăuț fără nicio formă legală, fără a fi angajat, fără a fi împuternicit, a pătruns în biroul primarului, a avut acces la documente, la computer, la informații, la documente secrete, telefoane și tot ce se putea în cadrul primăriei. În acel moment, după cum știți, deja faptul este destul de mediatizat și de cunoscut din presă, acea persoană nu avea ce căuta în primărie la acea oră, pentru care am discutat evacuarea lui prin gardian, după care și-a scenat fel și fel de, diferite motive care și le-au prezentat el pentru a mă demigra. Dar toate astea sunt false, mai ales că persoana respectivă este cunoscută prin ceea ce mi s-a adus la cunoștință, cunoscută cu unele probleme, certate chiar cu legea, având și alte, anchete în Baia Mare de unde se află respectivul. Dar astea sunt probleme de altă natură și nu le analizez eu, decât justiția de acolo. Probabil că acum, după incidentele de aici, se va lăsa și cu alte anchete pe plan local. Dar aș vrea să trec din punctul ăsta de vedere că nu este benefic, în primul rând, pentru primăria Rădăuț și nici pentru rădăuțeni. Noi trebuie să concretizăm probleme care se confruntă rădăuțeni în primul rând. Aș putea să spun că săptămâna în care ne aflăm este săptămâna declarată de Consiliul Județean de domnul președinte Gheorghe Flutur, săptămâna curățeniei. La nivel local de Rădăuț am dispus personalul care îl avem cu spațiile verzi să
înceapă curățenia. Deci noi ne aflăm într-o permanență monitorizare să se facă curățenie la nivel de rădăuți, dar am dispus toate arterele de circulație care de la periferia rădăuțului, inclusiv de teritoriul care aparține rădăuțului. Prima lucrare care am început-o la început de săptămână, am dat dispoziție calea Cernăuțului până spre ieșurile la Doarnești, spre satul mare, toată vegetația să fie înlăturată, eu știu, mizerie, gunoi care poate să arunce din tren, din mașină sau chiar cu bună intenție, pentru că sunt majoritatea, eu știu, chiar rădăuțenii sau din comunele înlăturate care în zone nepopulate își permite ca să arunce din atelaj sau din alt mijloc transport mizeria de a scăpa din ele. Și știți prea bine că nimeni nu o să oprească o mașină sau să oprească din trecere să plece jos să iei urtii. Deci tot primăria trebuie să facă curățenie. Cred că pentru cei care locuiți în zona pe strada Calea Cernuți până la ieșirea afară satul mare și spre Dornești, s-au putut observa cum se poate face curățenie. Deci continuare, noi prelungim și săptămâna viitoare și bineînțeles și în continuare, dar până în timp de o săptămână de acum încolo, va face toate arterele de circulație la ieșire și spre Suceava, spre Marginea, spre Horodnic, Frătăuți și încercăm să schimbăm fața rădăuțului, în primul rând chiar toate traseele turistice, mai ales că noi ne aflăm într-un nod de circulație, pe unde am dorit să vină turistul, trebuie să ne tranziteze și rădăuțul. Pot să vă mai spun că tot în perioada asta de vacanță a elevilor, se execută program de curățenie și igienizare și pregătirea pentru noul an de învățământ la unitățile preșcolare, unitățile învățământ preșcolare și preuniversitare din Rădăuți. Am luat legătura cu majoritatea școlilor, liceilor și grădiniților. Ne-am deplasat la fața locului cu echipă din cadrul urbanismului din Rădăuți. Am luat legătura cu conducerea. Majoritatea deja a obținut o autorizație sanitară de funcționare pentru noul an de învățământ. Mai sunt niște unități care își află un program, se derulează un program de igienizare, eu știu, de reparație. Mai avem o școală, o grădiniță în construcție, dar asta probabil va fi pusă în funcțiune pentru celălalt an de anul următor din învățământ. Dar ceea ce avem noi în unitățile care sunt în activitate din anii din urmă, deja sunt pregătite majoritatea. Pot să vă spun că tot săptămâna asta am participat la prefectură, la invitația prefectului și celelalte organe care de conducere din cadrul județului. Pentru la programul respectiv, a fost la ordinea de zi, materialele care vin pentru reconstrucția caselor și noi la Rădăuți avem 4 case care se află în reconstrucție. Deja au apărut materialele la Poliția de frontieră, aici s-a format un depozit pentru toate zonele din zona Rădăuți și zona Rădăuțului. Material deja au ajuns, urmează ca să constructorii care trebuie să construiască casele, pentru că spre deosebire de alte operațiuni de genul ăsta, își construia cu în regie proprii cetățeni, iar acum va construi prin firme de construcție autorizate ca să poată reabilita și reconstruirea acele case. Deci, pentru fiecare localitate există o anchetă prin Inspectoratul General de Construcție și alte centre de situații de urgență care s-au identificat la măsuri pentru reconstrucția caselor. Deci, întâlnirea de ieri care a avut la Prefectura Suceava a fost strict numai pentru reconstrucția caselor, urmând ca să facem o altă întâlnire la nivel de județ pentru reconstrucția șoselelor, drumurilor și a podeților. Deci prioritar este reconstrucția caselor ca familiile să aibă locuit până în toamnă și într-un timp cât mai scurt. O problemă mai deosebită care aș putea să spun la nivel local este cea de colaborare între primar, viceprimar și respectiv angajații din primărie. Întâmpinăm probleme pentru că domnul primar a plecat în probabil interes personal, în concediu, ca fiecare om are nevoie de relaxare și de, știu, să, așa zis, în termen popular, să încarce bateriile pentru o următoare perioadă de timp, dar nu a dorit ca să mă încredințeze posibilitatea de a semna documentele și a folosi ștampila primăriei pentru documentele care nu permite
așteptare, ținând cont că în fiecare zi trebuie eliberate autorizații de construcție, certificate de urbanism, adeverință pentru în urma inundațiilor, ca să-și poată primi cetățenii care au fost afectați de inundații, să-și poată primi de la asigurări, are nevoie și de o adeverință de la primărie pentru a certifica că locuința respectivă a fost inundată sau a suportat alte daune în urma calamităților, furtunilor și alte probleme. E necesar de eliberarea unor documente privind mutația unor cetățeni și alte documente care nu permit amânare, poate chiar nici cu o zi. Inclusiv, mă refer și cele din construcție, dacă pentru o perioadă de vreo 10 zile își așteaptă o familie sau mai știu eu cum să-și înceapă o nouă construcție, poate familia respectivă și-a programat un concediu sau are o echipă de lucru și trebuie să-i spune, domnule, primarul este plecat în concediu și nu vă poate elibera nimeni. Și vreau să revin, cum putem servi cetățenii când ți-ai ales acea funcție, trebuie să te gândești că ești în slujba cetățeanului și nu invers. Eu, de la începutul mandatului de viceprimar, am spus ca să-mi folosesc întreaga capacitate și o mențin de a lucra pentru cetățean. La mine nu este limită de program de lucru. Pot să spun că în fiecare vineri, începând cu ora 10, viceprimarul acordă audiențe pentru fiecare cetățean, dar, repet, ușa este deschisă în fiecare zi, începând cu ora 8, pentru că sunt probleme care le au cetățenii și nu permite amânare, practic până vinerea sau marța următoare, când are primarul. Și atunci este necesar să-l ascult, să-l îndrum și să-l chem în subordonat din cadrul primăriei ca să-i se rezolve problema cât mai urgent. Pentru că, pentru văzând din afară, se pare că problema nu este așa de importantă, dar pentru respectivul cetățean poate nu are somn, nu are liniște, că problema lui trebuie rezolvată cât mai repede, mai ales că sunt foarte multe probleme, mulți cetățeni Rădăuți sunt plecați în străinătate, iar acum cu ocazia concediilor au venit acasă și trebuie să-și rezolve diferite probleme și dacă se trece concediul, pleacă înapoi și pleacă cu problema nerezolvată. Deci, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui și propun domnului primar o colaborare mai strânsă, pentru că nu este de interesul primarului sau viceprimarului, sunt probleme cetățenilor și trebuie să găsim orice colaborare, indiferent de culoarea politică, pentru că nu suntem aleși să deservim un anumit partid sau o anumită categorie de oameni, deci toți cetățenii trebuie să fie tratați la fel. Am să încerc la înapoierea domnului primar din concediu să discutăm, să găsim o cale de lucru, pentru că am observat că prin sistemul de lucru, deci eu am voință, dar mi se ia niște instrumente care nu pot duce până la capăt clarificarea cetățenilor. Ceea ce mi-a stat în putință, prin departamentele din subordinea mea, am dispus și s-au rezolvat parte din probleme care au fost mai ușoare, dar în schimb sunt probleme care deja sunt depășite de situație. Așa cum am remarcat, îmi lipsește unele instrumente care, cu bună intenție, nu au vrut să le înstrăineze. Acum nu știu ce interese sunt sau ce urmărește sau care sunt scopurile, dar revin, nu vreau ca prin sistemul de lucru să fie vitregiți cetățenii municipiului Rădăuți. Am să încerc și la un for mai superior să încerc ca să fie sensibilizat domnul primar să găsească o cale din punctul lui de vedere, din partea mea există colaborare, ca să cel puțin să nu aibă de suferit cetățenii. Vreau să spun că pe săptămâna viitoare vom continua programele începute, mai avem de asfaltat unele străzi din Rădăuți care au mai suferit în urma racordărilor de apă sau alte canalizări, care, intervenții care s-au mai făcut, că în ultima perioadă de timp pot să spun că nu s-a mai pus o lopată de asfalt în stradă și, bineînțeles, și asta este o problemă care nu vreau să o dezvolt acum în emisiunea asta, dar probabil că săptămâna viitoare o să trebuiască să intervenim și pe tema asta, pentru că noi avem servicii comunale la Rădăuți, sunt serviciile comunității locale, nu este o societate care este al cuiva și trebuie favorizată sau defavorizată, este societatea care
acolo este societatea cetățenilor în subordinea Consiliului Local și trebuie să, în primul rând, să apelăm cât mai des, pentru că are și licitații câștigate, are și încredințări de servicii pentru populație și se încearcă ca să nu îi se dea de lucru. Ba din contra, vin fel și fel de adrese care se încearcă de a se promova, să vină să asfalteze o societate din Brașov, o societate din București, care ar vrea să pună întrebarea, o să aducă asfaltul din Brașov sau din București, doar să răcește până aici. Deci o să trebuiască să-l cumpere materialul respectiv, indiferent de lucrările care trebuie să le avem, să le cumpere la o altă societate din Rădăuți, să folosească personal din alte localități care intervine hotel, diurnă și alte astea. Deci cheltuielile cred că vor fi mai mult decât dubli față de a face cu o societate din Rădăuți, cu o societate cu personal din Rădăuți, care elimină o serie de cheltuieli. Ceea ce putem face cu mături, așa cum am spus, de o igienizare, cu o coasă, o cositoare mecanică, cu oamenii din Rădăuți, rămâne ca să vedem despre celelalte aspecte. Aș mai aminti ceva despre circulația din municipiul Rădăuți, pentru că ne aflăm în Toiul Verii. Când ne vizitează rădăuțenii noștri plecați la muncă în străinătate, cu o circulație aglomerată, cu mașini multe, bineînțeles, sunt lipsă de locuri de parcare, chiar și indicatoarele lipsesc și nu sunt suficiente pentru tranzitarea orașului, pentru că, în mod normal, ar trebui, indiferent din ce zonă te apropii de Rădăuți, să găsești indicatoare ca să poți să circuli în direcția dorită. La rândul, din punctul ăsta de vedere, pot să spun că iar nu există o colaborare. Avem firme care avem în contract prins prin citație pentru indicatoare să ne furnizeze, dar nu s-a găsit o cale pentru a le putea aproviziona. Chiar având disponibilitatea, acele firme care au câștigat licitația să le livreze material necesar cu o plată ulterioară. Ei, probabil că le vom monta acele indicatoare după ce va trece sezonul turistic și aglomerații care sunt. Tot la fel avem semafoarele care deja ar trebui o reparație. N-am reușit să cădem la înțelegere cu firma care are întreținerea acestor semafoare. Ei ne-au relatat că au nevoie de o aparatură modernă care mai sigură, mai bine zis, mai de calitate pentru a nu avea întreruperi la semafoare și nici pe această cale nu s-a putut rezolva, tot dintr-o lipsă de colaborare cu conducerea primăriei. Sunt foarte multe lucruri, mă gândesc că după venirea domnului primar din concediu o să stăm la o masă și o să luăm capitol cu capitol și vedem la următoare conferință de presă să vedem cum se așează lucrurile, dacă vor funcționa mai bine. Pot să spun, relația mea cu personalul din primărie este o relație foarte bună. Până în prezent, persoanele care au venit s-au adresat la mine cu diferite probleme, am apelat la personal de subordine în funcție de specificul problemei respective a cetățenilor și au fost rezolvate până în prezent la timp. Mai sunt probleme, bineînțeles, nerezolvate, întrucât sunt probleme de litigi care trebuie să rezolve fiecare cetățean, după care primește o hotărâre definitivă și revocabilă, noi suntem obligați ca să o punem în aplicare. Alte probleme deosebite nu sunt. Mai avem ceva probleme cu sistemul de canalizare, canale și pârâiașă din zona de nord a Rădăuțului, inclusiv capătul străzii prelungirii Dobrogeanu, Gherea, la Toplița Veche și alte pârâiașe care deja s-au înfundat cu știrea cetățenilor din zonă care în traversa grădina, a încercat să le astupe, întrucât în ultimii trei ani am avut o secetă și probabil că au considerat vecinii că de acele pârâiașe, că nu o să mai treacă apa pe acolo, că am avut inundații, apa a luat răzneț pe câmpuri și la un moment dat am putut observa că apa nu mai are unde să scurgă. Trebuie să o tragem cu motopompa și cu alte sisteme de irigații ca să eliberăm acea apă de la casele care au fost inundate. Cam atât am avut de spus din ceea ce am realizat în perioada de 2 săptămâni. Pentru perioada următoare mai avem programe în continuare care sunt în derulare, dar peste 2 săptămâni o să vedem ce schimbări, sperăm să fie schimbări în bine, ca să putem lucra și cetățenii Rădăuțului să fie mulțumiți, într-adevăr, că s-a schimbat în bine.
Avem mult de lucrat pe tema asta, știți că nu toate se poate face într-o zi, dar sperăm ca să schimbăm cu adevărat imaginea Rădăuțului, să schimbăm confortul de viață a cetățenilor, să avem cât mai multe condiții de viață și de trai și, de ce nu, să așteptăm propunerile cetățenilor să acceseze cât mai mult, să vină cu propuneri la primărie, ceea ce poate observa. Aș mai avea ceva de remarcat în zona Obor, zona Ipodrom și alte zone locuite de blocuri. Am identificat noi locuri de amplasare a europubelilor pentru a selecta gunoiul, să nu-l punem la voia întâmplării prin europubelele noi care le vom amplasa. Va avea culori diferite, marcaj, unde se va pune gunoiul menajer selectat, de selectiv, ceea ce ne cere și mediul, ne cere și comunitatea europeană, pentru că nu o să putem merge mult cu gunoiul, deci trebuie să-l selectăm și la fiecare deci selectat gunoi va avea o altă direcție de refolosire a lui, ca să nu depozităm, că fiecare localitate se ferește de a avea în localitatea respectivă sau în împrejmuiri grob de gunoi. Nu, trebuie să refolosim plasticul la plastic, metal la metal, sticla la sticlă, peturile de plastic și alte resturi care nu le mai putem folosi, ambalajele și așa mai departe. Ne aflăm acum în identificarea locurilor, o să fie probleme. Noi am căutat în locul de amplasare respectivului europubele să fie în locurile dintre blocuri care să nu fie amplasate sub geamurile locatarilor, să nu fie amplasate la ușa blocului, la școli, la grădinițe, dar totuși trebuie să ne gândim unde este zona mai densă, mai aglomerată, acolo e și producătoare de resturi menajere. Deci vă spun că pe Obor erau două locuri de colectare a gunoiului, în prezent am identificat 5 locuri, pentru ca și cetățenii se poate deplasa cât mai aproape, totodată se poate supraveghea acele europubele, ca să nu mai vină cetățeni din localitățile limitrofe Rădăuțului să arunce gunoiul și să ajungă într-o situație neplăcută. Totodată identificăm în permanență și descoperim noi locuri aglomerate ca să le de mai civilizat. Am încercat în unele locuri ne amplasăm acele europubele să plantăm chiar diferiți arbori ca să nu să fie mascate, să nu creeze disconfort și ne-am ferit, am vrea ca să nu folosim, dar nu se poate fără a degaja gunoi. În rest, probleme care sunt, o să ținem o strânsă legătură cu cetățenii și o să luăm în calcul toate propunerile lor în ceea ce privește descoperirea și noi locuri de parcare și îmbunătățirea vieții, pentru că asta, de asta suntem aici, ca să nu să dăm tonul numai dintr-o parte, să vină cu propuneri din cealaltă parte, pentru că ei, în zona în care locuiește, cunoaște situația cât mai bine, iar noi, de comun acord cu propunerea cetățenilor, căutăm să punem în practică. Cam atât am avut de spus. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Primarul Aurelu Rean a declarat că societatea Urban, care a efectuat niște prestări servicii pe domeniul public de la Rădăuți, lucrează ca o sponsorizare. Ulterior, se pare că la primărie s-a primit factură pentru acele lucrări. Se va deconta, nu se va deconta? Da, într-adevăr, domnul primar, într-o ședință de Consiliul Local, a remarcat că societatea urbană a prestat o muncă în folosul comunității sub formă de sponsorizare și chiar am rămas impresionat, pentru că este un gest plăcut din partea societății respective. Dar, așa cum ați auzit dumneavoastră, am auzit și eu, nu a ajuns factura să o vadă ochii mei, dar din surse siguri, respectiva societate a eliberat o factură de 595 de milioane vechi. Felul cum se va achita, nu știu, pentru că nu există nicio licitație. Inițial, așa după cum ați observat și a remarcat și noi, a fost o sponsorizare, dar nu știu, sponsorizare cu bani sau fără bani, după cum trebuie să văd că este sponsorizare cu bani. Nu știu de cum se va putea achita, pentru că nu există un contract. Serviciile de salubritate din Rădăuți sunt încredințate serviciilor comunale, iar spațiile verzi sunt spațiile în administrarea primăriei, așa au hotărât Consiliul Local din mandatul trecut.
având personalul din cadrul primăriei, care până în prezent la numărul de forță de muncă, 14 sau 16 angajați, își fac treaba suficient de bine. Bineînțeles, poate ar trebui și cetățenii să fie un pic mai atenți, să nu arunce o hârtie la voia întâmplării, să-și cosească iarba din împrejurimea proprietății și atunci vor face față și acei 14 oameni. Dar dacă vom considera necesar, eventual vom mai angaja 2-3 persoane, pentru că cred că ar fi mult mai ieftin să facem curățenie cu personal propriu, adică să aducem, știu, personal de la 500 de kilometri, asigurându-i diurnă, cazare și alte cheltuieli. Totodată trebuie să folosim, ca așa ar fi omenesc, să folosim forța de muncă din Rădăuți, pentru că nu este un excedent de forță de muncă, dar mai sunt oameni care se află în căutarea unui loc de muncă și ar fi bine să-i folosim întâi pe a noștri, după aia să aducem, să importăm din altă parte. De asemenea, mai sunt probleme cu niște toalete publice care au apărut în parcul Rădăuțului. Au avut sesizare de la cetățenii din blocul Turn, din centru, din la alte blocuri de vecinătate, că nu-și poate deschide geamurile de la casă, că apare un miros neplăcut. Am luat legătură cu respectiva societate și de asemenea au spus că ar vrea plătit pentru perioada care a fost și am... Din primele informații a ieșit tot o sponsorizare, dar respectiva societate a spus că ar fi sponsorizat pentru 3 zile cât au fost zilele Rădăuțului. Acum, nu știu, nu au dorit din șelie sau, eu știu, ar fi trebuit, practic, au venit în Consiliul Local și o adresă în care solicitau un contract. Dar contractul de închiriere ar fi însemnat anual ca să plătim de 2 ori valoarea acelor toalete. Fapt ce Consiliul Local a refuzat acel lucru și acel contract. Acum, na, rând pe rând, vă dați seama că la un oraș de 30.000 de locuitori, probleme sunt și vor fi în permanență, iar noi trebuie să încercăm ca să le corectăm, să le reparăm și să găsim soluții cele mai bune ca să funcționăm într-o viață, cu viață civilizată, mai ales că putem spune că și noi suntem europeni și trebuie să demonstrăm acest lucru. Echipe împărțite în 4 grupe au început să-și dispute meciurile pentru Cupa Nicodemus. Săptămâna aceasta s-au jucat 18 meciuri, iar celelalte 18 se vor disputa săptămâna viitoare. Stadionul Colegiului Hulmuzachi găzduiește câte 3 meciuri pe zi. S-au marcat până acum 149 de goluri, s-au dat 2 cartonașe roșii și 27 de cartonașe galbene. Cavalerii Fluierului, Radu Teleagă, Gabriel Zubaș, Liviu Beclea și Alexandru Toneț au vegheat ca jocurile să se desfășoare corect și fără incidente deosebite. Cele mai spectaculoase scoruri au fost în meciurile Școala de Fotbal AFC, încheiat cu 20-2, și Mediterana Victoria, încheiat cu 16-0. Se poate așadar vorbi deja de echipe favorite cu șanse pentru finala Nicodemus, Mediterana și Interconti Suceava. Trecând peste limbajul trivial folosit uneori, cea mai puternică galerie este cea de la Țibeni. Cupele au fost deja pregătite de către organizator și ca în fiecare an acestea vor fi însoțite de premiile în bani. Astfel, echipa care se va clasa pe locul 1 va primi 5.000 de lei, locul 2 2.500 de lei, 1.000 de lei pentru locul 3 și 500 pentru locul 4. Pentru a 12-a oară, Costel Babiuc va organiza un spectacol de gală unde, după decernarea cupelor și premiilor, mingilor cu autografe și altor surprize, pe scenă vor evolua Alex, Andreea Bălan, Analesco și Simplu. Pentru spectacolul, a cărui organizare se ridică la 38.000 de euro,
se va folosi scena și sonorizarea trupei Voltaj. Atât deocamdată despre fotbal și Cupa Nicodemus.